Un apel pe numărul național de urgență 112 a pus pe jar mai multe structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Într-o zonă nepopulată din satul Urșani, un urs fusese prins într-un lanț și risca să devină agresiv. Pentru ca situația să nu degenereze, militarii, ajutați de un medic veterinar și de silvicultori, l-au adormit și apoi l-au eliberat. În jurul orelor 9, inspectoratul de jandarmi județean Vâlcea a fost solicitat de către Poliția Hărezul în vederea acordării sprijinului la găsirea unui urs prins în laț în satul Urșani, localitatea Hărezul, într-o zonă fără pericol pentru populație. S-au deplasat doi jandarmi de la domiciliu în vederea acordării sprijinului. La fața locului se aflau forții din cadrul IPJ Vâlcea, ISU Vâlcea și SVSAV. Ursul a fost tranquilizat, eliberat din laț. Iar la fața locului a rămas paznicul de vânătoare pentru supravegherea zonei. Nu este pentru prima dată când un animal este prins într-o capcană sau laț, dar o asemenea desfășurare de forțe n-a mai fost de multă vreme.